Mare afișa acolo, dar sincer nu l-am băgat în seamă. Niciodată n-am scris nici măcar unul. Eu n-am scris. E adevărat că desemnam, desemnam. Adiu, Gheorghe! Ai noi de oameni serioși care, până la urmă, oamenii ce spun aia o fac. La extragere a trebuit să plec, deci eram pe autostradă și tocmai îmi făceam griji. Când a sunat telefonul, mă gândeam cum o sună cineva că depășise viteza. Nici n-am răspuns eu. Tot eu am răspuns la tine. Și am văzut că se bucură în gând, zic că fii pe pace, ai un telefon. O glumă, o glumiță, o poantă, care-i problema? Bucură-te de așa, spune că e reușită. Și cum am ajuns, nu la destinație, am oprit în Constanța, am o rudă în Constanța. Și am făcut o escală, vrei, nu vrei, ca să vedem. Că eu, ca mai am în vârstă, zice, să vedem, zise vorba. Și am pus să dea drumul pe internet, să vedem pe internet. Și atunci am văzut. Pot să spun că tot ce a fost acolo a fost nemai întâlnit, pentru că n-am fost niciodată, e clar. Deci n-am fost, n-am văzut, e nemai întâlnit. Am încercat ce nu prea era în țara românească. Papaia era deosebită, că era cât pepenele galben la noi. Papaia era papaia. M-am păcălit în primele zile când am văzut produsele care erau acolo, după care orez, tip chinezesc cu toate sau așa, cu pește, asta mâncam seara, da. Sau crabi cu fructe de mare, mă rog, o combinație cu sos, în care puneam orez și mă limitam la chestia asta. Mă trezeam foarte dimineața și pe la 6:30, când începea să ziua cu noaptea, eram pe plajă, nici nu era departe. Într-un apă îmi pun niște lade, aveam un ochelar. Pregătindu-mă așa, parcă am văzut ceva mișcând pe... Și zic, da, mi se pare că m-am uitat, nu era nimic. În fine, am mai intrat ceva în apă și parcă iar am văzut. Că mă uit niște aripioare de rechin, care erau niște rechini de culoarea nisipului. M-am oprit, nu? Normal. M-am uitat așa cu aloi cu ei să văd cineva pe plajă, nu era nimeni. Bineînțeles. Zic, ce să fac? Dacă mai fac un pas, simt ăștia și să ia după mine, cu labele în picioare, nu știu, cu apa până la bădău. Mă uitam la bărzoi cu coada ochiului, că ăla n-avea nicio chestie. Își vedea, adică era în poziție de statuie. Iar rechinei își făceau de lucru, eu știu, la 4 metri, 3-4 metri de mic. Și am ieșit până la urmă, da. Nu mi-a mai trebuit nici plajă, nici baie. După aia am văzut că într-adevăr există niște panouri în care spunea că seara și dimineața nu este recomandat să intri în apă. De altfel, după evenimentul care l-am trăit, m-am dus la piscină. Nu-ți mai venea să pleci de acolo, era așa, atât că era cu apă dulce, ceea ce... Nu, era un lucru bun. Era un lucru bun, sigur. Totul la superlativ.